un moment de cântec și joc maramureșan autentic, interpretat de Măriuca Verdeș și ansamblul Rădăcinilor Străbune de la școala gimnazială Vasile Berci, Călinești. Apoi urmează o paradă de costume populare românești din colecția Dana Ardelea, prin care vom încerca să ilustrăm mesajul unui catren compus de poeta Crina Bocșan de Cuseară. Portul românesc cinstește când prin el ne povestește ce au fost și ce vor fi mândrii noștri dragi copii. În continuare, solista Carla Baroian vă va încânta cu o suită de melodii populare din diferite meleaguri ale țării noastre. Mărie și Mărioară, Mărioară de la Gorj, Sanie cu Zurgălăi. În încheiere, grupul de manechine ale creatoarei Dana Ardelea va prezenta o colecție de inspirație folclorică roșu și negru. Organizator, Fundația Culturală Dana Ardelea București, președinte, arhitect Alexandrina Ardelea. Dat fiind faptul că astăzi este o sărbătoare a tuturor românilor, noi am îmbrăcat straiele tradiționale, cele pe care le mai purtăm, nu numai în sărbători, ca să aducem un gând din Maramureș, că atâta timp cât cei tineri și nu numai vor duce portul tradițional mai departe și rânduielile noastre strămoșești, nădăjduim că unirea nu s-a făcut degeaba. Că unirea a avut un scop pe care noi o regăsim astăzi prin ceea ce am păstrat. Și ne străduim, ca și cei care vin după noi, să-l ducă la rândul lor cum se cuvine. Da, pădea!
trudește. Da, mai trudește un an, o, doi, până-mi crește mare și noi. Hai, dui, 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 hai, dui, dui, și-adorul lui mai mult. Dacă voi, maică, ne dorim, măi, dacă voi, maică, ne dorim, poate-n veci nu ne-om întâlni. Hai, dui, 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 dui. Hai, dui, dui, și-adorul lui măi. Da, și te-om lăsa singure, măi. Da, și te-om lăsa singure, poate-n veci nu ne-om vede. Hai, dui, 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 hai, dui, dui, și-adorului mai mult. Hai, dui, 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 hai, prin această doină, zisă palungu sau îngrumaz, pentru care noi, maramureșeni, oarecum suntem recunoscuți pentru acest stil de horid, am vrut să vă aduc în la cunoștință durerea unei mame care își constată supărarea că rămâne fără pui. Așa e România astăzi. O țară care oarecum de la o zi la alta rămâne oarecum singură. Și mulți care pleacă, nu știu dacă se mai întorc. Ne veșnuim ca centenarul Marei Uniri, peste 100 de ani, să fie tot România. Și să rămânem români până în capăt. Asta depinde de noi, de fiecare. Așa că noi astăzi v-am adus din ceea ce ne-a făcut să credem. Că știți că noi avem mândria noastră de moroșeni și nu ne lăsăm. V-am adus horile și jocurile care ne-au dat viață și putere să mergem înainte. Oh, thank you.
plăceau coridorile, pentru că multe din ce trăgea femeia acasă, că avea prunci mult, că avea găzi de luit, nu le putea spune nimărui, că știți cum e. Vecinii, ți-s vecinii, dar de multe ori poate să bucură pentru necazul tău. Și așa se zice că a apărut Horea. Horea a apărut pentru că era un mod de comunicare, un mod de ușurare a fiecăruia în parte pentru necazul care l-a avut. Și așa se face că în satele maramureșene, deoarecând, majoritatea știau să joace și să cânte și mai ales cântau pe la fân, pe unde mereu la zeci de kilometri de sat, că nu-i auză nimeni și puteau să-și pună necazul și prin asta ei spuneau că se vindecau. Așa că, dumneavoastră, nu știu dacă vă vindicați uitându-vă la mine, dar eu mă vindecă Horeț. Adus astăzi, în fața dumneavoastră, noi avem încă cămeșa în stil dacic, așa se numește, cămeșa cu mânecă largă și gatile largi. Dacă le era pe cald, îi sufulcau, îi îndoieau și aveau și pantaloni scurți vara. O știu să și le rânduluiască pe toate. Avem cheptari și clop. Asta e portul tradițional pe care noi îl păstrăm de la cocoi și până la bătrâni. Dar a mai apărut, un alt stil de cămeșă, se numește cămeșă cu mânecă șută, alții zic cu pumn, pentru că să le fie mai ușor bărbaților la lucru, să nu le tot aline mâneca largă, au gândit femeile să le facă aici mâneca mai adunată. Așa se face că
ricămeșa la bărbat ca și la femeie. Totuși, specificul văii cosăului de unde zinim noi, ricămeșa cu mânecă largă și cu gulerul îngust. Ne bucurăm că mai avem găzdoi care mai cosă cămeșele, care aduc perfecțiunea. Spunea în Biblie că Dumnezeu ne-a cerut să fim desăvârșiți. Nu știu cât dintre noi mai tindem spre desăvârșire, dar ceea ce ies din mâinile femeilor și astăzi, să știți că nici mașinile nu le pot întrece. Deci iată că omul, dacă dorește să fie desăvârșit, Dumnezeu îl ajută. Și iată că costumul tradițional, din punctul meu de vedere, este o dovadă a înțelepciunii lui Dumnezeu. Fetele sau și femeile, de la ștrimfli de lână, o chinca de oargă, poalele sunt acele de dedesubt, zadia de lână. Aș vrea doar să vă povestesc un singur gând. Să zice că zadiile acestea ne scot în evidență față de alte județe ale țării, prin faptul că are doar două dungi verticale, negre și roșii, iar dunga asta îngustă se numește sprânceană. Și ne diferențiază între sate, că unele sate nu mai au sprânceana aceasta. Noi ne recunoaștem și astăzi după port și am vrut să vă aducem portul autentic ca să vedeți că nu ne l-am uitat, ba din contră, în cadrul școlii de unde venim, s-a introdus opționalul de folclor și noi ne bucurăm. Oconii de la clasa 0 și până la clasa 12 al Maramureș au o oră de opțional în care învață de cine îs. Astăzi oricine poate să dorm, dar să nu uită că unirea s-a făcut în ochindă. Cine a fost aceia care au portat ochinca la unire? Aceea vieță care a dus greu, dar nu-i bai că îl mai ducem și astăzi. Dar nu portăm ochinci. Iar cămeșa fetei e colorată, femeile mai în vârstă renunțau la culori și pânzătura. Noi ne învălim înainte, iar înapoi se învălesc când e vară și e cald. Deci numai atunci. Iar cu capul gol, cum ne-am obișnuit să umblăm astăzi, să știți că nu se umblă, mai ales de femeile care țin rânduială și fără pânzătură, așa se numește năframa sau cum știți dumneavoastră de pe cap, spus că femeia fără pânzătură e ca o casă goală. Adică o casă plină oarecând era cu ștergare, cu icoane, cu ce o știut femeia să rânduiască și să podobească casa. Și v-aș mai spune o glumă vis-a-vis de port, dar și un adevăr, la noi nu se poartă părul desfăcut, despletit pe spate, numai atunci când e un doliu în familie. În rest, tot timpul, noi ne ținem părul adunat într-un coc. Deci cam asta ar fi o mică poveste din zona de unde venim noi și încheiem cu câteva jocuri care, prin intermediul unui ceteraș din Vadul Izei, care au venit, i-au învățat pe acești prunci și altfel, peste 60 de coconi, cum le zicem noi la coconi, la copii, coconi și cocoane, au învățat jocuri care sunt pe cale de dispariție. Noi încă suntem așa oarecum mândri și nu ne lăsăm. De vor să ne lăsă alții, nu-i băi, dar noi nu ne lăsăm. Așa că vă prezentăm la sfârșit. Vă prezentăm câteva jocuri.
din ceea ce se petrecea orecând la jocurile din sat. Jocul care l-am făcut acum se numește Sârba Veche. Chiar dacă denumirea vine din altă zona ale țării, se zice că atunci când mergeau în cătanie, feciorii nu zineau cu mâna goală. Dacă nu și-au aduceau o mândră, aduceau un joc, aduceau un obicei și așa se zice că s-au rădăcinat la noi. Ne bucurăm că sunt peste 17 jocuri. Noi v-am mai pregătit două, dar n-am vrea să vă reținem prea mult, așa că măcar unul, dacă vreți, mai încă unul. Veseli, că ajută nu ca și când joci. Știți, atunci când joci, trăiești momentul, trebuie să fii atent la cetieră, la rânduielele jocului. Așa când stai și te uiți, nu știu cât se înțelege, cât nu, dar dacă ziceți, mai mergem cu un joc. Și dacă nu se făjea pe joc cu feciorul care l-ar fi cortită să o iei de nevastă, zicea, eu trag graba după mine, eu trag și e nu zine. Și ce înseamnă? Era grea la joc. Și atunci era mult să se scotoare ca să se iei cum trebuie când o joacă. Și așa se știneau ele, silueta, n-apucau să se îngreșe dacă era săptămână de săptămână joc în sat, mai aveau pruni, mai aveau găzdăluit, erau tare mândri și domnite. Iată că am vrut doar așa un gând din partea noastră, am venit din Maramureș cu drag, pentru că suntem recunoscători celor care s-au gândit la noi, la noi cei de astăzi, ca să putem să fim într-o țară liberă și să putem să vorbim limba noastră dragă și sfântă. Și dacă vă face plăcere, în încheiere, mulțumesc doamnei Ardelea și domnului Ardelea, Fundației Culturale Dan Ardelea, care și-a dedicat mulți ani pentru a face o portiță pentru cei care nu ne bagă cam nimeni în seama. Nu trebuie să ai jăbul plin ca să te poată căta oricine. Dacă l-ai și gol, e gata de tine. Dar noi credem că Dumnezeu a lăsat oameni cu suflet mare care se gândesc și la noi. Și le mulțumim tare mult. Și aș vrea să încheiem cu un cântec patriotic, dacă doriți să cântăm împreună. Da. Pentru că este o sărbătoare frumoasă. Da, Măriuca este foarte
modestă. Dar să știți că ea a învințat în Maramureș, la Siget, la Călinești, acolo de unde ea este, școala pentru acești copii. Deci ea merge prin trei școli, aleargă toată săptămâna, să învețe să joace și să cânte. Cum se numește, Măriuca, școala? Școala Rădăcinilor Străbune. Școala Rădăcinilor Străbune. Cu toate că a făcut facultatea, a făcut conservatorul, ea s-a dedicat satului, oamenilor. Iubirea de țară, de glie, n-a uitat-o niciodată. Deci, Tată și frații cu inima la trecător, vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecător. Adiarul, adiarul, adiarul ne cheamă, nădejdea e numai la noi, să rudă-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem.
Dumnezeu.